Incendiu puternic la o fostă cantină socială din Baia Mare. Mai mulți oameni ai străzii au aprins focul pentru a se încălzi, dar flăcările au fost scăpate de sub control. Doi oameni au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu fum. Incendiul s-a produs la fosta cantină socială din Baia Mare. În acest loc, oamenii străzii obișnuiau să se adăpostească. Din cauza gerului, aceștia au aprins focul în încăpere, dar a fost scăpat de sub control. Mai mulți localnici au fost alertați de fumul gros. Speriați au anunțat imediat autoritățile. Echipele de salvare au ajuns de urgență la fața locului. Pompierii au evacuat cât de repede posibil mai multe persoane fără adăpost. După minute în șir de luptă cu focul, incendiul a fost lichidat. Doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza intoxicării cu dioxid de carbon. Victimele au fost transportate imediat la spital. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului.